Aeroportul internațional Iași riscă să termine anul 2022 în pierdere după ce facturile la energie electrică au explodat. Aeroportul avea contract cadru de furnizare a energiei electrice cu Veolia Energie S.A. România începând din anul 2021. Însă, recent, Veolia s-a retras pentru că nu mai putea furniza electricitate la prețul prevăzut. Deocamdată la noi nu a ajuns factura pentru luna septembrie, dar da, ne așteptăm la costuri foarte mari care ne-ar putea afecta, existând riscul să încheiem anul pe minus. De la începutul anului și până în luna august inclusiv, valoarea facturilor la energie pe aeroportul Iași a fost de peste 1 milion de lei la un consum lunar de 220 megawatți oră. În luna august, aeroportul a primit o factură în valoare de 245.000 de lei. Noi am făcut sesizări cu privire la aceste facturi uriașe, atât la nivel de Consiliu Județean, iar în cadrul Asociației Aeroporturilor din România s-au făcut adrese către comisiile de specialitate din guvern pentru a se lua în calcul amendamente privind o posibilă plafonare a prețului la energie pentru aeroporturi. Tot profitul cumulat în urma numărului record de pasageri de anul acesta a fost pus în umbră de facturile la energie electrică. Conducerea aeroportului încearcă din răsputeri să găsească o soluție. Pe 18 septembrie, unitatea a organizat o licitație electronică pentru a cumpără 2800 de megawatt oră timp de 13 luni cu 14 milioane de lei fără TVA, cu termenul limită de ofertare pe data de 3 noiembrie. Până în prezent, nicio firmă care vinde energie electrică nu s-a înscris în licitație.